La începutul de primăvară, în luna martie, Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului va organiza prin sectorul social, filantropic și de misiune diferite activități menite să promoveze grija pentru viață, sănătate și dragoste între oameni. De Ziua Internațională a Femeii, la Centrul de Transfuzie Sanguină din Pitești, s-a desfășurat încă o etapă a campaniei naționale Donează sânge, salvează o viață. Preoții și credincioșii argeșeni au donat sânge întrucât au înțeles cât de mult contează fiecare picătură de sânge pentru salvarea vieților celor bolnavi. Din cauza faptului că nevoia de sânge este din ce în ce mai accentuată în zilele acestea, când războiul este în țara vecină, programul de la Centrul de Transfuzii Pitești s-a prelungit, începe dimineața la 7:30 și se prelungește până la ora 18. Noi am încercat să ne încadrăm în acest program și chiar dacă este o zi de început de primăvară afară, vedem că e iarnă în toată regula, însă important este căldura din inima noastră și din inima celor care donează sânge la inițiativa și la îndemnul nostru al Bisericii Ortodoxe, al Arhiepiscopiei Argeșului și Mușelului. Fiind o zi specială, slujitorii Sfintelor Altare au împărțit buchete de flori donatoarelor prezente la Centrul de Transfuzie Pitești, precum și doamnelor care formează corpul medical. Preoți și enoriași ai județului nostru, cu sprijinul Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului, s-au mobilizat și au venit la Centrul de Transfuzie Pitești pentru a dona sânge. Această acțiune a dânșilor este cu atât mai importantă și mai binevenită cu cât în această perioadă noi am încercat să fim alături și să, în caz de nevoie, să putem să-i sprijinim pe cei care ar avea nevoie din Ucraina cu sânge, și toate centrele de transfuzie și-au prelungit programul începând la 7:30 dimineață până în 17:30 după amiază, tocmai ca într-o situație specială să putem să îi ajutăm și pe cei din Ucraina. Aceste lucruri însă sunt absolut firești, iar noi oricum aveam datoria, obligația de a asigura rezervele, stocul de sânge necesar pentru pacienții din spitalele țării noastre, atât la nivel local cât și la nivel național. Campania națională Donează sânge, salvează o viață are ca scop informarea și conștientizarea cu privire la nevoia reală de sânge pentru transfuzii din spitalele românești, creșterea numărului donatorilor de sânge din România și îmbunătățirea stocurilor sanguine naționale.